Bună și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi am pentru voi un unboxing de la bodegaverde.ro. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place. Eu n-am făcut niciodată comandă de pe site-ul bodegaverde.ro. Au avut zilele trecute o ofertă foarte bună la achiziții de peste 50 de lei. Aveai transportul gratuit și atunci am beneficiat și eu de această ofertă, am luat câteva produse, comanda a fost în total de 89 de lei și transportul gratuit. Toate au venit în această foarte frumoasă cutie. Îmi place și ce scrie aici, știi ce parfumare frumusețea, deschide universul aromelor italiene. Îmi place mult cutia. Și haideți să vedem ce este în această cutie. Am deschis-o numai pentru a lua hârtia de deasupra, ca să nu fac zgomot. Și aici am produsele. Nu sunt foarte multe, am primit și cadouri. Și haideți să începem cu aceste cadouri. În funcție de valoarea comenzii, poți să-ți alegi un produs full size, să zicem, gratuit și două mostre. Bun, haideți să vedeți ce am ales eu. Produsul gratuit, așa zis în full size, este această mini cremă pentru mâini la 30 de mililitri. Aria di Festa se numește, cremă pentru mâini. Haideți să vedem ce scrie despre ea. Cu mere caramelizate. Cred că a fost din ediția de iarnă, dar arată foarte, foarte frumos și miroase. Nu vă spun. Miroase de a caramel, de a mere, de a iarnă. Deci va fi perfectă pentru la iarnă. Îmi place mult, fiind și micuță, este foarte practică de luat în geantă. Ok, mostrele pe care le-am primit sunt două și am aceasta cu aloe vera. Este o mostră de, nu mai știu, câțiva mililitri pentru curățarea tenului. Și încă una, Estrati Tubeleța, gel structant, ceva pentru ochi. Tot la fel, dar abia aștept să le folosesc și voi reveni cu păreri despre aceste produse. Bun, acestea au fost produsele primite cadou la comandă. Eu mi-am cumpărat acest gel de duș de la Bodega Verde cu trandafir la 400 de mililitri. A fost la jumătate de preț, deci pe site sunt și reduceri. L-am luat la 23 de lei și miroase foarte, foarte bine. E adevărat, miroase de trandafir, dar nu este acel miros greu de trandafir, este un miros delicat. Gelul de duș pare așa un fel de cremă și ambalajul arată foarte bine. 400 de mililitri are sticluța. Al doilea gel de duș este cu violete. Și acesta miroase super bine. Acesta miroase și mai bine. E puțin mai dulce decât cel cu trandafir. 400 de mililitri. Haideți să vă și arăt unde scrie 400 de mililitri ca să vedeți. Da? Și arată la fel. Tot destul de gros. Am auzit lucruri bune despre aceste geluri de duș și am spus că vreau și eu să le încerc. Și am mai găsit acolo la reducere această trusă pentru voiaj, cum aș spune. Deci cu trei produse mini sau trei produse pentru voiaj, dar arată foarte bine această cutiuță. Bodega Verde, Dove la Natura Divente Bellezza și arată și ea foarte bine. Nu este încă deschisă, este sigilată și vreau să o deschidem împreună. Ok. Imediat. Eu nici nu vreau să o stric, dar
E și foarte, dacă pot eu să scot, dacă n-am vrut eu să deschid înainte ce am vrut să deschid cu voi, acum mă lupt. Deci, aceasta este cutiuța, înăuntru arată așa, are și un flyer aici și scrie ingrediente naturale, biodiversitate, cercetare. Ok. În cutiuță acestea sunt produsele și știu așa că am o cremă pentru față la 50 de mililitri și stați să vedem dacă aceasta este. Nu, aceasta este, nici nu-mi dau seama ce poate fi, este un, este un gel pentru, de duș, este de fapt, un gel de duș la 50 de mililitri pentru călătorii și arată așa. Bun. Apoi avem aici un lapte pentru corp la 30 de mililitri și, și sunt foarte bine prinse aici și aceasta este o cremă pentru față la 20 de mililitri. Deci acesta este un set, un mini set pentru călătorii, dar este foarte bun pentru a încerca produsele, să văd dacă îmi plac sau nu. Sunt foarte micuțe, dar destul de generoase pentru a le încerca. Deci o cremă de față 20 de mililitri, un gel de duș 50 de mililitri și un lapte pentru corp la 30 de mililitri. Acest mini set a costat 37 de lei acum la reducere și arată foarte bine. Îmi place foarte mult cum este prezentat. Acest gel de duș 26 de lei cu trandafir. Tot 26 de lei a fost și acesta cu violetă, dar abia aștept să pun măcar unul la baie. Am primit cadou la valoarea acestei comenzi această mini cremă pentru mâini cu măr caramelizat la 30 de mililitri și două mostre pentru ochi, cu un set pentru ochi și un cleanser, cred, pentru față. De-abia aștept să le încerc. Deci aceasta a fost comanda mea de la Bodega Verde. O mică comandă, dar poate urmăriți să vedeți dacă doriți și voi ceva de pe acest site. Vă mulțumesc mult că ați stat cu mine până la sfârșit. Vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa!